Ok. Anisia, fii atent, rugăminte, înainte să intrăm la mama, să te prezint, rugăminte, dacă te întreabă ce job ai, am uitat să zic asta, să nu-i spui că ești influencer. Ce? Nu înțelege, nu știi ce aia, nu știi cu ce să mănâncă și e complicat să explic. Pentru ea e mai simplu dacă îi spui că ai un job normal. Pentru ea te apreciază mai mult dacă îi spui că știi să prășești. Păi, dar nu mi se pare normal, adică mă știi toată țara că sunt influencer de top și nu știi ea? Ascultă-mă, e cel mai simplu așa. Zici tu că ai un job normal, nu știu, că lucrezi la o bancă sau ceva. Bine, hai. Hai. Mi se pare deplasat, dar hai. Sărmâna. Bună ziua. Bună ziua, voi copii. Ce mai faceți? Mamă, ea este Anisia, nu o să o cunoaște. Anisia, îmi pare bine. Ea e fata de care ne-ai vorbit? Parcă era brunetă. Și mai știam cu cheamul și Ionela. Ce? Nu, măi, glumești, maică mea. Glumești, nu? Da, băi, normal că glumesc. Și ce fata ai mai avut tu? Mă mir că ai găsit-o și pe asta, ha? Dar chiar mă miram. Și defect are de stă cu tine? Da, cu dacă am văzut-o. Gata, m-am lămurit. Mamă, hai lasă gluma asta că mă faci des în fața fetii. Băi, dar de cât timp sunteți voi împreună? Suntem de un an. Și tu nu te-ai făcut de râs până acum? De un an de zile trebuie să te fac eu? Așa mă, fată, ia-ză. Și tu cu ce te ocupi? Auzi, mamă, dar am auzit că ăsta lui Copăcel din deal, o pierdut vaca, a? Da, probabil că nu priponitogenii. Lasă, despre ce vorbim? Păi nu, nimic nu vorbeam. Chestii generale, așa, nu? A, da, vorbeam despre meserie. Ia-ză, fată, tu cu ce te ocupi? Lucrez la bancă. La bancă? Da. Ca ce? Stau pe bancă și fac story. Zi-mă, fată, cu ce te ocupi? Cu doar și nu împart banii cu mine și... Sunt influencer. Ce e influențăriță? Păi, de exemplu, mie când mi-e foame, comand mâncarea, o pun pe story și o primesc gratis. Nu zic eu că vă potriviți? Nici el nu dă bani când îi trimit pachet, măcar dacă ar face măcar o poză. Și cu poză și faci după aia? Cu pun pe Instagram! O cântărești cu tine un gram sau cum? Nu, doamnă, le fac reclamă. De exemplu, mie îmi place sushi, da? Îl comand, îmi vine acasă și după care le mulțumesc celor de la sushi. Și ești la sushi? Sushi, adică orez cu carne de somon. Și noi avem sushi, dar la noi nu-i cu somon, e cu carne de porc. Orez, carne de porc și frunze de vie. Și o răsușești și ieși sarma. Și nu pui mămăligă și smântână la ele? Nu, aia se servește cu wasabi. Păi la noi se mănâncă cu furculița. Nu cu oasă, cu sabi, de ce, cum zici tu. De asta ești tu așa slabă. Că mănânci cu sabia, o sărmăluță de aia mică. Da, și mănânc sușile cu sabia, spaghetele cu furca. E clar că n-aveți cum să înțelegeți. Ideea este că eu iau aceste articole pe barter. Și? Adică eu zic de unii le-am primit și eu le primesc gratis. Eu dacă iau pâinea de la Marcica și o spun la oameni, ei mi-o dă gratis? Oricum doar știi de la cine am luat pâinea, că numai la ei este pâine proaspătă. Ceva de genul. Și așa capeți mai multă notorietate și așa eu am apărut în Unica, cel mai mare influencer. Și dacă? Eu am apărut în revista Bunica, cel mai bun agricultor. Eu am avut cea mai mare creștere de urmăritori într-un an. Eu am crescut cel mai mare număr de pui într-un an. Da, și eu i-am crescut organic. Și eu tot organic i-am crescut. Și crezi că am băgat concentrat în ei? Da, măi mamă, eu trebuie să plec o jumătate de oră, că trebuie să mă duc la mecanic, să stricăm mașina, nu știi? Da, mă duc până la mecanic. Și asta tot așa pe barbă ți-o faci? Da, nu o fac pe barter, o fac pe barba mea. Deci o jumătate de ori mă întorc, da? Dar vezi după aia, între timp nu o pun pe nițe la treabă, da? Dar și crezi că și eu pun să fac? O trimit la război? Exact. Cum plec, cum o pui la război să-ți ies niște covoare? După aceea eu mai pui să mai rănească și la animale. Dar eu nu vreau să rănesc niciun animal. Așa, să ai grijă de băietul meu. Mai rău decât să o pun să mănânce sarmaliu cu sabia sau uleac de borș cu bieță chineză? N-am ce să-i fac. Așa, cu care am rămas noi două, știi ce urmează? Da, vă rog frumos, acum să nu mă puneți să fac crupi la pui sau să șterg trotuarul, că nu mi-am luat șervețele de machiant de la mine. Zici că ești influier înțărită de aia. Da. În cazul ăsta am o întrebare pentru tine. Ce? Nu-mi faci și mie condela? Poftim? Vreau să-mi vând și eu furaj acolo, vreau să am și eu crupi gram. Nu înțeleg că Serghei spunea că nu vă place, că nu înțelegi despre ce e vorba, adică... Mie îmi place. Dar n-am vrut să-i zic lui, că el mi-a închis la minte. O zis că la câte țăranșe s-au făcut viedete acolo, nu mai are și nimeni prășă câmpul acum. Și el nu mai vor să mai prășească la câmp? Păi de unde știți? Păi am văzut eu cu ochii mii, tot să-și iartă acolo.
pățăranul, oi țăranul, iată, se șartă ca... Wow! Că și Mirela și eu plecat de ei și au ajuns Cardi B din România. Da, dumneavoastră chiar sunteți siguri că vreți să faceți asta? Așa, și capul în sus, că se vede gușa? Dar ce faci să ai ce? Ce? Facem selfie. Păi de ce? Ca să pun pe story, că deja am vreo 40 de urmăritori și până noi depășesc pe Veta din deal, nu mă lăs, că așa are vreo 350. Stai că îmi pun varoschi pe sapă și să vezi că o să primesc 100 la mișto. Ce ai făcut? M-ai făcut cont? Eu n-am făcut nimic, adică băi, i-am vrut. Băi, nu-și ierta fata, că eu mă înțeleg cu dânsa. Da. Că și așa am vreo 25 de urmăritori după ce ne-o dat tag în story-ul acum. Și după aia îmi fac și aplicații speciale de pus barabule. Ce aplicație? Păi îți aplic două cozi de sap pe schinare și le pui tot. La noi swipe up, înseamnă că îți dau una peste ochi și pleci la treabă. Da, bravo, mă, dar uite ce ai făcut, m-am prostit băgat în cap. Dar bine că nu ai făcut și TikTok. Dar și așa la TikTok. Hai fă-l și nea, sigur mă pricep și la de ceala. Dacă vreți. Nu-i faci, mă, nimica. Numai TikTok n-are acum. Bine, eu TikTok la cap până-mi faci TikTok. O replică am avut, da. Așa, care e replica mea? Hai, lasă așa. Mi-a dat în story un stogui acolo. Tag. Hai să mai încercăm o dată. Stag. Dacă te auzi, zici că te prostești. Da. La noi swipe up. Mă, dar e foarte comic, mă jur. Hai.